La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YT Shorty pentru o reducere micută ce mă ajută și pe mine și pe voi. Salutare fratele roșii și bine v-am regăsit la un nou episod din motel Shorty de două stele și jumate. În continuare nu ne, nu ne urcă și nouă uh, nota la motel cam deloc din câte observăm acolo. Uh, dar dacă observați foarte bine deasupra mea acolo am 6300 de dolari frate. Vă jur pe mama, nu fac manevre cu banii, n-am făcut manevre cu banii. Doar că mi-am luat banii, toți banii de două ori mi-am mi venit aici. Prima oară a venit foarte mult, a doua oară încă vreo 300. Uh, mi-am luat banii din magazin, din benzinărie, am închiriat toate camerele, plus încă o dată camera asta de aici. Pentru că am, o 10 pe 12 ore, ceva de genul pana mea. Și uite că încă mai sunt bani de luat. Mm. Bă, fac bani ca lumea, erau frate, și din benzinărie și din magazin, și mai ales în telefoane. Acum sunt puțin, că de-abia am luat Dar și chiar dacă de-abia am luat, tot am făcut 15 dolari din telefon la mișto, gen. Și avem 6500 de dolari aproape Și hai să vedem și noi ce upgrade-uri putem face, frate, de banii ăștia um, Să mai mărim magazinul, sincer, nu prea și are rostul, pentru că oricum nu avem Atât de multe produse să băgăm acolo Uh, shop parc loturi le avem la maxim, ăsta l-avem așa Hai să mai luăm ăsta 1500 Ca să fie și mai mare de benzină Pentru că se duce destul de repede benzina să știți Așa fuel dispensers Ar mai merge încă unul și să bag două angajate la benzinărie Eu cred că e o idee bună asta Sincer vă zic uh, Staff uh, Hiring O băgăm pe, cine băgăm noi de aici? Angajăm numai femei, ca idee. O băgăm pe freia asta. Uh, și asta trebuie să vină și ea la gas station. bum O să avem două angajate la gas station momentan. La upgrade-uri putem face upgrade. Ne costă 2000. Ca să putem angaja mai mulți oameni. Dar eu zic că momentan ne ajung oamenii ăștia. Când o să avem mai multe camere de hotel, poate încă vreo două camere de hotel, să știți că, bă, facem bani bine de tot. Atunci o să băgăm și în ăsta de aici cu zi. unde e mă? Ăsta, cum mor employees și o să mai băgăm pe cineva care să se ocupe numai și numai de zi. Zi să zic, de cameră să facă curat în camere și așa mai departe. Popularitate 20%, eu zic că ar merge, sincer să fiu. Bine, popularitatea popularitate, avem camere cam pline momentan. Nu ducem lipsă. Bus Parks, Uite, aici am mai mulți, mai mulți customer. Eu zic că ar merge. Iar banii pe care mai avem, banii care ne-au rămas, eu zic să-i păstrăm momentan. Uh, 500 aș da pentru că un motel, pentru că sunt curios cum arată, frate. Că de vedeți că deja ne-a băgat și pare că e lungă camera aia. Hai să vedeți și e cât de mare camera. Nu o echipăm acum, vă dați seama că avem 1300. What the fuck? Bruno, am că, că se duce în încolo, așa părea din poza aia. Dar e o intrare așa? Și camera asta nu știu dacă e mai mare sau... Ba da, este mai mare. Față de celelalte camere. Dar eu mă așteptam să vină invers. Bine, are logică de fapt, știi? Eu mă așteptam să ducă încolo. Să nu fie intrare așa micuță, genul da asta de zici că stai în... Ok, nu mă plâng atâta timp cât este încă o cameră în plus, să o curățăm totuși, doar să fie curățată. Iar planul de astăzi este să facem bani grămadă, ca episodul următor poate mai strânge și noi bani și echipăm și camera și pe camera următoare, adică camerele următoare pe care le vom face, le vom face full, full, adică băgăm de toate. Mai ales că sunt mai mari, înțelegi? băgăm și frigidere, băgăm și cafetiere, băgăm tot ce se poate. Adică le facem full, 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 să fie cât mai scumpe, asta mi-a sugerat și voi în comentarii, să fie cât mai scumpe și să facem bani mai mulți din ele, bineînțeles. Dar, uite, e bine de știut că într-adevăr se... Că uite, scutați că de mică este de aici până aici, adică e o cameră micuță și în -mi partea aia nu se duce foarte mult. Dar aici este mai mare, e cu multicel mai mare, adică chiar este mare, e ca lumea. Așa. Aici este curățel. O să ne ocupăm noi de toate cele. Și aici neapărat vreau să bag camera de aia cu uh, cabină de duș. Pentru că n-am folosit-o niciodată până acum. Uite asta unde are geamul, vezi? Asta au geamul aici, asta la alta are în spate, are cu vedere la gard. De zici că stai la pușcărie. Ok. Uh, ce caută stai aici? Ai, ah, polițista. Ok. Momentan motelul este închis, de asta nu înțelegeam eu care e treaba cu ea, de ce, de ce stă acolo. Hai să mai băgăm un pic de somn. O, acolo un puțin tel de somn, bineînțeles. Apropo, nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru acest episod și să vă abonați canalului dacă nu ați făcut-o încă. Uh, iar dacă v-ați abonat deja, vă roagă fratele vostru să apăsați și voi click pe clopoțelul ăla ca atunci când postez următoarele episoade să primiți notificare pe telefon sau pe calculator cum că am postat un nou episod ca să știți când postez ca să vă uitați și voi acolo frumos bam. Da. așa acum s-a dus și somnul gata ideea e că e bun somnul ăsta înțelegi că li se mai duce și fraierilor de uite mai are 18 minute un minut și termină ăsta ăsta în 3 minute termină nu mai au mult așa știi și timpul ăsta văd că chiar este la secundă, adică chiar atât mai are. Așa, și cam asta e șmecheria. Hai să vedem la azi, iau 400 de nați și de-abia ați văzut când am început episodul aveam 0 la azi. Hai să vedem la benzină, stai așa să mă uit la benzină. Management, nu, delivery fuel. 300 de litri, wow, până la 2000 de litri vine, wow. Mamă, 2000 de lei ca să fac full -ul. Bine, mă ține și mult, și mai ales că am încă un de la de benzina. acum o să se vândă benzina în prostie. Asa așa. A se curăță repede pe aici. Când dormim, aruncă ăștia la gunoi. Dă zici ce e aia, frate. Asa așa. Curăță și noi pe aici, frumos. Stai așa. Uite, luăm și gunoi de aici. Îl în rapidolos. Și pe ăsta, la fel. Și mergem aici. să ne luăm bănuții. O să trebuiască să mai bagăm și aici marfă, că vedeți că deja se golesc astea un pic. Aici am mai cu ce am mai avut și eu, cu cola, cu ce mai am. Nu mai sunt foarte multe, ziare la fel nu prea mai sunt. O să mai luăm și alt fel de dalea. Uite aici, 300, încă 100, încă 50 ceva. Bă, e șmecher că avem acum 3 din astea și o să vină mulți care să bage benzina, știi? 27 de aici, 46 de aici. De aici 82, Reclamele, reclame Tot, tot, bun Da, mă, șmecherie Chiar șmecherie așa Avem și trei dată de benzinărie Și opul nostru are 5 din 5 stele Direct a Asta cred că termin acum, da? Thank you. A fost în camera cu numărul 2 Hai să luăm noi să punem asta aici la 2 Asta e camera 6 sau ce-o fie acolo Da, e camera 6 o băgăm în capăt că avem treabă cu ea. Luăm astea să le curățăm. Bam, bam. O să băgăm și aici deodorante și fel și fel de nebunii pentru că o să mai crească prețul. Așa că le luăm de aici. Luăm câte una de fiecare. Uite așa, tati. Și băgăm în toate camerele câte un deodorant, câte o daia, câte o daia. Asta n-am unde să le pun pe chiuveta asta aici, înțelegi? Așa că o să le pun și eu pe toate, uite pe aici așa. Pentru că n-am unde să le pun în altă parte. Uite așa. Bun. Dăm cu o mătură frumos. Frumușanis, frumușanis. Uh, luăm și o igienica igienică asta a terminat de aici. Nici nu l-am băgat să le spere, măcar, adică frumos și eu. Creier pane. Trei rânduri de creier are Leo. Așa, băgăm o hârtiuță igienica aici. Astea o să ne crească și le prețul cu 3 4 5 dolari fiecare. Pe acolo ca băieții. Coșu uh, coșul de gunoi. Îl golim, dar vă că nu este nevoie momentan. Uh, asta l a liberat camera asta de aici. Doamne ajută-la tata lumea Punem pe camera numărul 3 Mai luăm și de aici la curățat Una, două Și cu asta a treia Venim și aici bineînțeles Cu un rând De nebunii Ducem hârtie igienică repede mai dăm o mătură. Așa. Luăm și de aici niște din astea. Astea sunt chiar șmechere, frate. Că mă costă o cutie din aia, e ieftină chiar -o de tot. Aici am unde mă să pun. Dar uite unde le pun, fii atent. Am zic că mergi. Le pune pe margine așa Aici chiar n-am o să le pun fratele meu Bro, aici chiar n-am o să le pun Le-am pus și pe toate așa și... A, e pe la urmă Așa, hai să luăm că a spălat mașina În rândul ăsta de opa Nice Le luăm pe asta, le băgăm repede în camera asta de aici Bam. De ce nu mergem? A. Așa. Și acum luăm și în camera 4 de aici să luăm să spălăm. Și băgăm toate lucrurile odată la mașină. Ducem și acolo niște uh, dală de miros frumos. Bam, am băgat la spălat. Ne mișcăm repede, facem bănuții frumos. Și așa. Aici trebuie să vin eu. Să dăm o măturică. Toate bune și frumoase. Luăm gunoiul, dacă o fi. Uite că a fost un pic de gunoi. Merge și aici cu câte o asta. Așa. În camera 4. Uite aici am unde să le pun. Aute. Da să vedem și întoarcem să fie frumos. Așa. Ăsta e șampun, n-am unde să-l pun, îl pun tot aici. Bam. O la tati. Hârtie igienică trebuie să vin aici. Veni cu o hârtiuță. Nu mai avem hârtie acolo, vezi? Bine, o să comandăm noi, nu e panic. Am băgat hârtia omului. După aia vin cu prosoapele, vin cu toate alea frumos. Aici avem gunoi. Uhuhu. Oh, oh, oh avem și gunoi. Până terminăm noi de spălat, de eliberat camerele astea să le curățăm cum ar fi să le facem gata frumos. Cred că puteți să le o grămadă de bani în benzinărie și de toate alea din nou. Reclamele ce mai zic? Momentan nimic. Prea multe vreau și eu, nu? Așa, hai să căpăm de cutia asta de aici. Așa. Primul an în camera care este cu roșu. Adică aici băgăm. Frumos. Cu prosop. Așa. După aia vine camera cu roz. Bum. Și acalaca. Bă, v-am zis că e șmecher jocul, sincer. De la început mi-am dat seama că e mișto. Și că o să ne prindă cum ar veni. Pentru că e și complex. Adică e un tip simulator, că toate sunt simulatoare din astea așa pe care le joc eu pe canal, dar simulatoarele care sunt așa trebuie să aibă și de -alea, să faci level, să, să faci mai multe camere, să ai și, uite, ai și o benzinărie, ai și magazin, ai și motel, trebuie să mai faci și curat, ai și angajați, ai mai și uh, stații de autobuz pe care trebuie să le iei, să bași reclame, uh, cu ăla, cu curentul, că mai pică curentul, mai și uh, telecabine de -alea de, de zi, Asta e camera 4, ok. Și putem da drumul așa să ne vine și nou. Adică avem destul de multe de făcut și asta este mișto. La jocurile astea de tip simulator, care sunt drăguțe. Că dacă cauți pe Steam, știi câte simulatoare găsești? 40 de miliarde, 500 de simulatoare. Bani dar majoritatea bani. sunt varză rău adică sunt gunoaie, gen pe bune, gunoaie, gunoaie, gunoaie. Dar... Când găsim un joculeț cum e și ăsta, au, 37 de dolari, încă 36 de aici Încă 11 de acolo Încă 11 și încă 14 de aici Și avem deja 3000 Uitați-vă cum se fac bani, frate Chiar începem să facem bani bine de tot De 3000 Nu cred că mi ajunge să, echip, să echipez camera Pentru că vreau să o fac full rău de tot Cum ar veni Hai să începem să căutăm ce am vrea să băgăm în cameră Să vedem ca cât ne costă să ne facem o idee Deci Echipamente, bed um, nu să pun două paturi duble, o să pun un pat. Eu zic că ajunge un pat pentru că mai punem și un birou, mai punem și chestii, să ne ajungă și nouă, să băgăm, să avem spațiu. Patul ăsta, sincer, îmi place care este în camera 1, mi se pare genial patul ăsta, mi se pare foarte frumos. Uh, bed sheet. Uh, luăm tot două, facem astea cu... Nu știu cu ce culori, că nu m-am gândit la ce culori să fac. Mi-a zis cineva să facem România. Hai să facem România, mă. Fii atent. Uh, bed. Dacă și găsim culorile care trebuie, trebuiesc. Uh, mai greu pe culori. Și nu vreau să pun de la, de la auriu, sincer nu-mi place. O să iau patul asta negru. O să încercăm să facem un steag româniei din ceva. Ăsta nu prea e galben, e maro, dracu să ia. Uh, dar luăm uite așa, roșu albastru de aici. Blanket. Îl avem pe asta cu floricele dar măcar e galben, Așa. Pillow. Putem lua doar roșu. Și cam atât că altceva nu avem A, Două uși ne trebuie de astea Clar Aici, ceiling lamp Cred că o să le iau așa Iau două de astea O să pun tot așa cu de la 3 dolari jumate, dă 6 dolari, 7 dolari Stai mă, că nu vreau Vreau să fie scump frate 7 de la jumate îmi din astea, vezi? O luăm asta că e Ba nu, o luăm pasta. E mai luxoasă așa un pic. Așa, bet, Am zis că vreau să pun neapărat și eu de asta, că n-am pus niciodată până acum. Sink, luăm de asta dublă. Taul. o luăm unul roșu, unul albastru, că nu avem ce face. Sau? Mm. așa Hai să luăm doar albastru. Oricum ne dă trei dale. Uh, stai mă, hai că iau. Iau și așa, iau și așa, oricum mai am nevoie. Toaleta, uh, toaletă, o luăm pasta neagră, o luăm și noi. Ce e cea mai chiar cum ar veni. Toilet paper și așa nu mai avem. Luăm din ambele. Heater din ăsta, luăm pe asta roșu. Cărtenuri, luăm fix astea pe care le avem la toate. Ia uite, roșu, galben, direct. Sau putem băga, uite. Bam, bam, bam. Asta ar fi un fel de roșu, galbe și albastru aici, cu toate că eu sper pe, pe mov. Mm. Nu prea dă. Mai degrabă, uite, roșu e albastru cu galben și mai sunt alte chestii roșii prin cameră. Ca să fie și cele mai scumpe, știi? Luăm un de ăsta. Lampe din astea. Vreau să iau două de data asta. Uh, pe cele mai scumpe le luăm, logic. Ia mă să luăm și de astea Table Hai să luăm table o, Uite pe ăsta luăm că e mai modern un pic TV table 375 Nu Las că luăm pe ăsta Ca să fie cel mai scump o, Desk Luăm și birou de data asta da. Luăm cel mai scump birou Și luăm pe ăsta care e mai spre galben Să fie o combinație Acum nu știu Eu sper să-mi culoarea cu roșu, galben și albastru Să fie să fie combinația, dar nu promi nimic. Ăsta îl luăm pentru că îl avem în fiecare cameră. Drawer. Trebuie să fie și scump, asta e problema, știi ce zic? Uh, luăm drawer de ăsta alb, asta este. A, aer condiționat. Luăm un de ăsta, luăm un de ăsta. Așa. După aia. Luăm o cafetieră din asta ventilator, luăm un de ăsta, luăm microwave, frigider de ăsta, uh, luăm toaster pe cel mai scump, televizor, carpet, rag, nu mai punem asta că na, mai combinăm și noi, rag albastru, carpetul galben, holder, Aici o să mergem cu dăsta auriu, ca să fie galben să închei pana mea. Cu un dăsta roșu. Nu, ambele galbene, ca să fie și ele. Uh, buc. Nu avem de la de Book. E o musculiță, mă dă, mă terorizează rău de tot. Uh, bookshelf. Hai să luăm și bookshelf. Luăm și cărți. Păi nu luăm noi cărți, să moară aia dacă te mint toate adaug câte 50 de cenți, adică nu e mare jmecherie, să vă zic sincer. Dar nu e rău. Uite, luăm carte roșie, luăm carte albastră, le luăm după culoare, nu le luăm după altceva. Uite, luăm și galbenă. Mai luăm și de-asta la galbenă. Ce mai e albastru pe aici? Uite, mai e asta albastră. o mai luăm și pasta. Merge și asta dacă e. Luăm un Don Quixote din ăsta. Luăm o de asta. Luăm și o de asta. Luăm și o de asta. Eu zic că ajunge atâtea cărți, că le băgăm pe toate acolo să fie și ele. De astea nu mai avem nevoie pentru că avem deja. Accesorii. La accesorii îmi place mie foarte mult asta. Dar hai să luăm pe asta, că e cu 50 de mai mult. Ne dă și nouă mai multe combinații hair dryer, hand dryer, pardon, luăm unul ăsta așa, cloc, toate că e cam, păbătrânește clocul ăsta, dar e 6 dolari, îmi bagă 6 dolari pe combinație, știi ce zic? Așa că luăm clocul ăla de acolo, așa, și cam asta ar fi, mă costă 2500 și ceva, dar mai sunt nebunii pe care trebuie să le băgăm, știi? Decorations, să fie decorations care sunt de mie, mai mult. Dar nu prea avem. Postere, chestii, vezi, toate sunt de 50 de cenți, frate, bătaie de joc. Luăm un ăsta. Luăm un poster din ăsta. Un de ăsta. Ce să faci? Acum băncile astea n-are rost să le iau. Statui n-are rost să le iau. Build pieces. Uh, nu știu dacă mai am, cred că mai am gresie din aia Stai că vreau să mă uit Hai să vedem Vă dați seama că să mai fie și episoade din astea în care fac uh, On camera combinațiile astea Să vedem și noi și o să intre în camera aia cum ar veni, știi? Poate pentru voi este plictisitor, dar trebuie să Vedeți și chestiile astea Să vedem ce cumpărăm, ce avem nevoie de cumpărat, că te și oameni mari aici și Deci astea sunt din alea toate, nu? Ok. Asta e pentru fațadă cum ar veni. Parchet. Putem pune parchet din ăsta, este bun. Și mai avem două cutii din astea. Două cutii din astea, eu nu știu dacă mi-ajung. Că ele nu apar ca și cum ar fi cutii pline sau cutii goale. sunt... Mamă, low fuel reserve, mult, cavași. așa repede uh, delivery repede fiul 2000. Asta este. Trebuie să luăm, frate. Mamă, ce aici, bro? Holy fuck! Uh, camera 2. Băi, sunt costese toate alea, toate sunt curate. Ia să vedem dacă e bine. Da, mă, e bine. Uh, camera 3. Haideți, doamnă. Take this room, toate sunt pe verde, da. That's da, ți bine să vină banii. Și ultima cameră o să mai fie încă 6 izi, dar trebuie să le dau decline. Aha! Hai că au plecat doi dintre ei. Ia camera asta de aici. Totul e pe verde. Te-ai dus, ai plec. Și închidem motelul pentru că nu avem. Dar mai vine și benzina, mașina de benzină ca să ne bage și nouă sau sal? Vehicle delivering, ok. Uh, nu mai avem camere libere, îmi pare, îmi pare, am sori. Cum ar veni gen. Așa, dau cu motorica un pic. Cred că și de cauza că le dau că nu am camere, că n-am camere, dar se mai întâmplă, frate, să vină și de ăștia când am deja camerele pline și n-am ce să le fac. Uite, ăsta a venit aiure. Cu toate că motelul meu este închis. Dar el a venit să pună la coadă, că asta își dorește el momentul ăsta. Să stea și el la o coadă acolo. Așa. Nu, rumă velă, îmi pare am sorry. Așa, deci uh, ne duce la 2600 până acum. Parchet avem. Eu zic că ne ajunge. Uh, mai trebuie ceva. Asta sunt pentru partea cealaltă, nu ne interesează aici. Trashcan-uri, mai aveam nevoie de două, dacă nu mă înșel. Nu avem camere libere, domnișoară. E una care e liberă, dar nu cred că vreți să stați acolo în camera cu numărul 6. Give me a break. Give me a break. Asta este. Un mici mai coxat. O vine. N-am murit nimeni aici. A familia. A venit și Einstein, asta? U, e cu ce caută, ăsta, Bun, bun și ieftin. Repede. Curățăm repede. Bun, bun și ieftin. Luăm asta repede. Care mă îmburda mă de aici, mă Asta e. Așa. Luăm asta repede, le băgăm la Un minut jumate trebuie să așteptați. Hai că este timp. Hârtie igienică este? Nu este hârtie igienică. Să mergem să băgăm repede. Bam. Hârtia igienică acolo frumos Luăm și gunoiul Băi, și mecher care aruncă mai mult gunoi acolo Ei mai aruncă gunoi și... Ce fac ăștia, mă? Ei mai aruncă gunoi și aiurea pe aici, știi? Dar e bine că se strânge gunoi Gunoiul și în coș, adică nu bagă numai pe lângă Which is fucking nice Hai să băgăm și aici niște de frumoase, să mai adăugăm la preț. Uite așa frumos, dacă tot avem timpul ăsta. Nu pot să pun mă pe margine, că eu știu că mergea să pun pe margine aici. O, dar deloc nu vrem Lasă-le aici, iau -te. Cred că trebuie să cumpăr și raft, nu știu dacă pot să cumpăr rafturi pe care să le pun în casă. Habar uh, delivery decorations. Frame poster plant, nu știu ce, necategorizat aici. Bănci Displays Bakery Astea sunt toate doar pentru magazin Vending mașinuri de astea Cred că dacă iau la fel o să fac și de aici niște bani Dar cred că și în astea trebuie să bag sucut, Să bag, să bag nebunii Știi ce zic? așa Și în camera e O să mai trebuie să mai adăugăm ceva O să vreau să pun tapet Să punem chestii Nu dăm cu vopsea și atâta Deci în camerele noi chiar trebuie să le facem forță, rău de tot. Dar de ce n-am putut să pun eu prosopul ăsta aici? De ce nu m-a lăsat? Pentru că nu era prosop. A, așa mă, tată. E liberă, e curată. Doamne ajută la toată lumea. Ia camera asta, șeful meu. Nice day. Și tu la fel să ai o zi în continuare Și acum uh, Delivery, da, din nou Decoration, nu, no build pieces, da Pe flor avem, avem și uh, Ceiling nu avem, uite, vezi Și ceiling din asta, vreau să pun și ceiling Să fie ceva drăguț Cu tavan, gen Cred că să pun tot așa din... Nici nu prea e foarte multe opțiuni O să pun de ăsta, uite Două cutii din astea Uh, sper să meargă și pentru baie. Trei cutii. Uh, flor. Nu avem nevoie. La walls aici avem deja. Deci o să punem și ceiling. Și la walls nu știu dacă pot pune pe dinăuntru de asta. Că ar fi mișto să pun tapet din ăsta, gen, știi? mă, că sunt mega curios, frate. Vreau să iau Mamă, dar abia mă mișcă, sunt obosit sau de ce? Vreau să iau o cutie de asta și să văd dacă m-ar lăsa să pun pe dinăuntru chestie de asta. Pentru că aș putea pune tapet cum ar veni. Că zice Walls și e perete. Asta a mers pe exterior, dar poate merge și pe interior. Merge. Nice. Deci e clar, gata. Asta putem să o lăsăm înăuntru, ca să nu mai merge, să merge la, de, la depozit cu ea. Deci merge Delivery Build pieces uh, Walls Și aici băgă și noi E cam greu să faci toate cu Steagul României Cu Dalea E cam complicime Că nu prea găsești Ce trebuie N-aș vrea să pun de ăsta cu roșu Peste tot Că nu prea e ce combinație să faci Înțelegi ce zic? Pe mine mă să pun posta. Că pare mai, de, mai, pare mai de hotel un pic Bine și ăsta Că și în hotel găsești de-astea cu roșu foarte multe Uite e și un pic de albastru Dar e de la de copii zici că e Pentru camera de copii ăsta de aici nu merge Da Oricum cred că o să lăsăm pentru episodul următor Toată șmecheria Și spuneți și -mi, mie dintre toate astea de aici Vreau un comentariu să văd de la voi Pentru Walls ce ol să folosesc. Ori ăsta roșu, ori ăsta portocaliu așa, ori ăsta așa, cu ce-o fi chestia asta de aici. Spuneți-mi rândul și numărul, adică rândul, primul rând de aici, al patrulea. Sau rândul 2, al treilea, sau rândul 3, al patrulea. Vreau să știu și un comentarii. Cum credeți că ar fi mai bine să punem pe pereți? Momentan cam atât ne duce prețul pentru camera următoare undeva la 3.000, să zicem, tras de urechi cum ar veni. Pentru că mai avem noi niște parchet, mm. mai avem acolo niște combinații și vom vedea cum ne descurcăm. Dacă mai trebuie ceva, dacă nu mai trebuie. Marfă e jale de marfă în magazin. O să iau eu off camera și o să pun marfă. Așa. Vreau să umplu, frate, magazinul ăsta, dar să-l umplu, să-l umplu, nu să tau la glumă cum ar veni. Când fac rost de bani acum. Pentru că banii oricum îi scot din magazin, îi dublez cum ar veni. E investiție. Așa, hai să vedem câți bani avem de sfârșit de episod. Bam, bam, bam. Răzionurile, 3500. E bine. E bine. Da, dați-mi sugestii pentru camera următoare, pentru că încă n-am cumpărat nimic nu prea merge cu steagul României Pentru că vedeți și voi ce avem aici, da? Eu încerc, am încercat, vedeți? Avem bedsheet cu roșu, cu albastru și după aia blanket cu galben să fie steagul României uh, Pilou cu roșu, bine, asta e roșu mai spărăcit un pic Ce am mai băgat, uite, vezi, taul cu roșu și cu albastru, hârtie igienică cu roșu, galben și așa, adică am combinat Sofa asta cu albastru uh, Și ce mai avem pe aici? Toasterul roșu covorașele cu albastru și galben, mă, ar merge, dacă stau să mă gândesc acum. Adică n arată rău. Spuneți-mi dacă vreți să rămână așa. Deci mă duce cam la 2700, aproape 3000, mai trebuie să mai comandăm uh, din astea, Dar vreau să-mi spuneți neapărat ce vreți să băgăm pentru pereți. Ori roșu de asta să ne spargă ochii, ori ăsta care dă spre galben. Dacă mă întrebați pe mine, eu aș lua o cu costa care e oricum are o tentă de galbenuș. Uh, și n-aș na, vrea să pun de astea cu pereți sanchi, piatră spartă de cărămidă, sanchi de astea că nu merge la interior, chiar arată urât. așa nu vreau să fac stil pădure. Da, spuneți-mi în comentarii, uh, cum credeți că ar fi cel mai bine să facem uh, următoarea cameră? care o să fie o cameră și mecheră rău de tot, pentru că e mare, frate. Uite cât de mare e, cât de mult spațiu e. O să vină patul aici, frumos. <sus> mamă! Mamă! <sus> <sus> mamă! <sus> o să vină patul aici frumos, televizorul acolo, bam! Ai înțeles? După aia vine aici un sofa din ala frumos, un birou, vedem noi cum facem cu birou, cu astea. O vedea cum vine patul, cum vine toată șmecheria. Uite, merge să pui și din asta, vezi? Dar cam asta a fost cu episodul Bozia de astăzi. Vă mulțumesc din toată inima pe toată atenția acordată și că vă place seria aceasta. Noi ne revedem în episodul următor. Ce mai bag eu off camera, să bag neapărat marfă. Cred că tot cu banii steau ușa ajung în episodul următor să îi avem Pentru că o să trebuiască să cumpăr foarte multă marfă pentru că e gol E goleanu, nici gogoși, nu mai avem, nu mai avem nici dalea, nici dalea Nu mai e nimic în magazinul ăsta, nici nebun, avem șapte produse toate Da, cam atât a fost cu episodul ăsta, vă mulțumesc, vă mulțumesc pe, vă pentru atenția acordată și Ne revedem mâine cu un nou episod din Motel Shorty în care facem camera aia. Să o facem forță și spuneți-mi dacă este ok cu ce am ales eu aici la toate astea, dacă aveți alte sugestii aveți timp să le lăsați, iar eu să le iau în considerare. Cum și asta a fost tot ideea voastră să facem cu steagul româniei să încercăm să facem cu roșu, galben și albastru. Uh, și na, ați văzut ce am cumpărat aici și căs cu roșu, galben și albastru, am combinat toate culorile astea să dea un fel de tricolor cum ar fi puneți mi părerea voastră, neapărat. Uite, tapetul pe care este depus în camera aia ar fi așa. Mie mi se pare foarte foarte, foarte roșu. Cam asta cred că e designul, nu? E cu un fel de cu doi ochi și o gură cu trei de alea rotunde astea, că sunt mega curios. Delivery Bill pieces, da, asta este. Fix asta este. Deci asta este din, în, în, din discuție. Ori ăsta de aici, ori nu știu ce, sincer. Ce, ce, ce idee aveți Dacă aveți alte idei Spuneți-mi în comentarii Până atunci Vă pup Vă iubesc Așa Dă bun simț Cum ar veni Undeva la 70% Dragostea mea pentru voi Dați un like Abonați-vă cu clopoțel Neapărat Eu am fost Leo Noi ne revedem Mâine la ora 10 dimineața